Mama lui Vlad Nicolescu împreună cu zeci de prieteni ai marinarului dispărut fără urmă de la bordul navei în timp ce se afla pe mare în apele siciliene s-au strâns și s-au rugat pentru el. S-au scurs aproape două săptămâni de la teribilul moment și nici până acum anchetatorii nu au un răspuns. Au găsit cabina goală, devastată sau dezordine, încă nu se știe exact dacă era devastată sau în dezordine. Pe el... Am înțeles că era un scaun răsturnat, coșul de gunoi răsturnat, un tablou sau două sparte, mai mult de atât nu știu. L-au căutat pe navă, au făcut echipe și nu l-au găsit. Vlad Nicolescu a plecat în voiaj în octombrie anul trecut, iar în martie ar fi trebuit să se întoarcă acasă. A decis să își prelungească îmbarcarea cu încă o lună. În noaptea de 29 spre 30 martie avea să se întâmple ceva îngrozitor. Tânărul a dispărut fără urmă de la bordul navei, în timp ce aceasta se afla în marș spre Alger. Nu cred că fiul meu s-a aruncat în apă, deci nu cred că s-a sinucis. Asta e tot ce pot să spun. Și în niciun caz, dacă chiar vrei să te sinucizi, îți alegi un alt mod, dacă ești un bun înotător, chiar dacă este furtună sau ceva. Nu te arunci în apă, pentru că din instinct poate tot te mai salvezi, nu? Te duci și te arunci și dacă te tot arunci, nu-ți mai scoți ceasul de la mână să nu se ude, nu-ți mai dai pantalonii jos să nu se ude. Nici prietenii lui Vlad nu cred că acesta s-a sinucis. Mai degrabă cred că băiatul ar fi fost victima unei infracțiuni, însă totuși trăiesc cu speranța că Vlad este încă în viață. E greu pentru că este un prieten care lipsește dintre noi și a fost un prieten foarte bun și l-avem la suflet, toată lumea l-are la suflet și nu o să-l uităm niciodată și o să fie în inimile noastre forever. Să-i lumineze calea, să-l aducem acasă. Ce sperați sau ce speranțe aveți voi în momentul ăsta? Speranțe? Noi tragem speranțe să îl vedem acasă sănătos. Să sperăm că nu le vede și că este în viață. Asta e mai important. Cât de grele sunt momentele astea, când nu știți nici, adică nici măcar nu aveți certitudinea. Nu avem, dar cu această campanie, să zic, poate atragem atenția asupra autorităților și poate o să facă ceva, dacă nu pentru el, măcar în viitor pentru următorii marinari. Da, cred că aproape toată lumea din Constanța are un marinar, prieten sau în familie sau nu știu. Mama lui Vlad este hotărâtă să meargă în Italia, acolo unde a ajuns zilele acestea și nava pe care el a fost îmbarcat. Speră că astfel va primi răspunsurile de care are atâta nevoie și crede în continuare cu disperare că fiul ei este în viață și mai devreme sau mai târziu se va întoarce acasă.